Hello, dragilor! Bun venit la un nou episod din Minecraft Cove În acest episod, cum ziceam, o să abordăm un proiect foarte mare și foarte frumos. Sper că v-ați pregătit cu niște popcorn și niște băuturi răcoritoare, fiindcă o să avem multă, multă treabă împreună. În primul rând o să-mi iau niște niște materiale de construcție Uh, m-am decis să -mi folosesc în loc de cabl, uh, m-am decis să folosesc acest lemn. Uh, am lemn de două soiuri, oak și dark oak, uh, din simplu motiv că sunt, Alo? bun, din simplu motiv sunt cele mai, uh, să zic, regenerabile. Uh, Cablul Na, pot să fac rost de mult, dar mă costă și foarte mult. Mă costă timp, mă costă târnăcop, lemnul e mai simplu, deoarece o să-l transformăm din bușteni în scânduri și din scânduri în semiscânduri, în slabs. Din planks în slabs. Eu zic că cel mai bine ne vedem sus, că e un drum lung. Sus de tot ajungi, o să ne punem în primul rând un crafting table ca să-l avem la îndemână. Uu, bun, așa. Iar urcăm. O să-l pun pe această scară ca să-l am aici. Iar, uu, trebuie să avem mare, mare grijă să nu cădem. Um, Hai să ne facem niște slabs. Așa. Să avem câteva la noi. Tuc. De fapt, aici cred că vreau să le pun pline. Așa. Hai să le pun deocamdată pline. Și după aia mai vedem. Tuc, tuc. Bun. Deci avem 1, 2, 3, 4. A mers una prea mult să vă luați notițe aici cum, cum facem ca să, să avem cu toții la fel. deci am pus una, 2, 3, 4 și aici avem una în plus. Da? Am format într-un fel un L și mi-aș dori să pun aici un cobblestone. Așa. E, acest cobblestone Deocamdată fiind cabl, o să fie centru întregii acțiuni pe care o vom face. De la acest cabl Snow ne vom ghida în continuare și vom face multe chestii interesante. Am văzut în filmulețul de sâmbătă cu shift-ul, dacă ținem shift-ul apăsat, ținem minte, nu cădem, deci în permanență trebuie să ținem shift-ul foarte bine apăsat, și mergem de la acest cobblestone în direcția lăului 9 blocuri. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne asigurăm încă o dată. Eu de obicei mă asigur ori cu lumânări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ori cu... Hai! Așa, sper că le recuperez pe toate. Ori Pur și simplu dau în blocul respectiv și văd că se crapă, și zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tot așa. Da? De la acest cable trebuie să punem, după ce am făcut cele 9, punem 1, 2, 3 într-o direcție și 1, 2, 3. Fiind număr par, aici vor fi două, acolo vor fi 3, dar mijlocul, acesta fiind mijlocul, am 3 și 3. Și vom face un cerc. Nu știu dacă știți să faceți cercuri în Minecraft. E ceva mai complicat. Dar trecem împreună prin, prin acest proces. Dacă eu vreau o latură să fie de 6, înseamnă că cercul va fi destul de măricel, va avea o rază de 10 interioară. Și vedem că am acele 9 plus cablul meu 10. Da? E foarte simplu. Unde vreau să am eu cercul, în interior sau în exterior? Dacă vreau să-l am în exterior, îmi pun un bloc ajutător după care îmi pun în continuare piesele. Vedem că eu rămân în continuare cu 3. Dacă îmi puneam ajutorul în interior, vreau să fac 6 la exterior. Deci, ăsta este ajutător. Am nevoie de 2. Ajutător. Îmi pun 2. Ajutor Îmi pun 1. După care ajutorul va fi chiar ăsta în sine și o să-mi pun 2. Și 2 ăsta reprezintă 2 ăla. Unul le fi în mijlocul, 2 ăla e 2 ăsta, 2 ăla de acolo va trebui să-l refac acum și îl pun în exterior. Așa. Acum am 2 ăsta, vedem 1, 2, doi, reprezintă 2 acela. Și mai pun încă un ajutor și zic 1, 2. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Dacă stau între astea două, mă uit și văd că este fix mijlocul. Cabelul meu fiind la 9 și 10 fiind câmpul celălalt. Și va trebui să fac în continuare un 2, un 2, un 1, un 2, un 2, un 6. Un 2, un 2, un 1, un 2, un 2, un 6 și 6-le de acolo va fi fix paralel cu acesta. Și tot așa, ca să unesc cercul. Și mă ajut și... 1, 2, deci 2 cu 2, 2 cu 2, 1 la mijloc și mă A, și m-am legat. Bun. M-am legat și mi-am făcut un cerc la... E foarte important aici, mi-am făcut acest cerc și reverific. Suntem la 2 cu Bun. Acum vreau să merg una mai sus, un strat mai sus. mi iau un cable. De fapt, aș putea să-mi iau doar tuc-tuc. Două cabluri. Unul pun aici. și pun ăsta deasupra. Iau niște materiale de construcție. Țin shift-ul ca să pot să pun pe crafting table, ca altfel îl accesez. Așa. Bun, și mi-ar mai trebui un scară aici. Hai să mai fac un coscaricică. Tupi, tupi, Așa. Bun. Avem scărițica, o pun aici. Așa. Pe asta scot. Și mă duc deasupra cablului. Și pun cablul acesta aici. Acum e de acest traseu nu mai am nevoie, pot să scap de el. Așa? Tuc. Bun. Și încerc să fac. Cum fac? Fac aici. 1, 2, 3, 4. Bun. Acum sunt la 245. În caz că uităm, putem tot timpul să ne uităm aici, la Looking at. Mă uit la și văd aici că aceste valori nu sunt tot timpul cele mai, cele mai concrete sunt de la picioare, dar blocul la care mă uit eu este 245. Bun. Scoatem t -ul. Scoatem t -ul cu escape, nu cu escape, bă da. Așa. Și mergem înspre încolo încă cu shift-ul. Încă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vine până în margine și 10 este chiar chiar deasupra inelului de jos și acesta va fi inelul din mijloc și, evident, repet aceeași, schemă. Pun 6 sleburi din acestea cu două ajutătoare și pot să urmăresc ori de jos, ori dacă țin minte pattern știu că am nevoie de 2, un ajutător 2, un ajutor 1, un ajutor. Schimb direcția 2, un ajutor. Și tot așa, și mai fac încă un inel. Și am terminat și cele 2 nivel. Avem acolo la 2-4-2, acesta este la 2-4-5, cum ziceam. Și mai am nevoie de, la 1, de 1 la 2-4-8. Pom, pom. Și. Pentru acesta o să... Pardon, n-am vrut aia să apară acolo, dar nu e nicio problemă. O să lărgesc această platformă și după ce ne-am mărit platforma, putem să punem niște scări și punem în primul rând două scări aici, ca să fie pe mijloc. Acesta e mijlocul. Această linie. Și... Mai pun două scări aici, pot să pun două scări peste ele și mi-ar trebui ce mi-ar trebui? mi trebui un slab aici măcar, ca să pun o scară aici și încă o scară aici. După care aș putea să continui direct aici și să o sparg pasta. Așa. Și am făcut și scara. Un înconjor. Tânc, tânc. Bun, aici sunt deasupra, deasupra, aici. Așa. Și pot să mă sui... Ce faci mă? Ah, a, da, se a bloc se bloc întreg. Sui aici și pot să urmăresc tiparul de jos și să fac și acesta, al treilea inel. Așa. Este și al treilea inel, gata. Inel egal cu nivel, de fapt. E, pentru cei care vor să-și ia notițe, prin screen-uri și ale alea, apăsăm un F3 și aici suntem la 248. Deci avem 248, 245 și jos este... Nu-l văd, nu văd. 24, e 242. Ok. Deasupra acestui nivel. Bun. Așa. Deci avem un bloc pe care vreau să-l tai. Așa. Al doilea pe care vreau să-l tai. Ah, fix. Bun. Dacă aici, între cele două inele, și este valabil și pentru cel din mijloc și cel de jos, am două blocuri jumate distanță, respectiv un bloc, două blocuri și jumătate. Da? Deci pot să sar puțin e, ca să se poată spăna diferiție monstruleți pe această platformă. E, pe această platformă de sus nu vreau să se spuneze nimica ca să nu să nu strice instalația și o să vedem pe viitor cum o să iasă. E că aceste sleburi vor fi cu capul în jos, vor fi de îndoaselea. Și cel mai bine observăm asta, uite, aici pot să pun o lumânare. Iar aici nu pot să pun lumânare, fiindcă dacă pun, de exemplu, un bloc de dirt, vedem că este un spațiu la mijloc. Da? Asta înseamnă că sunt pe, pe partea inferioară, partea de jos, Puse nu așa ca să fie bloc întreg, aici se poate spona aici nu. Și acest lucru ne ajută foarte mult. O să facem un uu, uh, deja avem niște prieteni acolo. O să facem un tavan ca să facilităm spunarea zombie pigmanilor bănesc că v-ați prins deja ce facem, numai că nu vrem să se spuneze și gasturi. Gasturile ne-ar deranja foarte tare, ar trage noi, ne-ar bombarda, ar lua foc totul. Hai să zicem că putem să facem din cobblestone și nu ia nimic a foc și nu distruge nimic, dar totuși ne-ar deranja pe noi ca, ca utilizatori. Și ca atare punem un tavan cu proprietățile de a nu se putea spona nimica. Dacă aici, din greșeală, pun un în plus și îl rad, îmi rămâne asta de jos, fiindcă face parte din blocul de dedesubt. Dacă pun, de exemplu, aici și îl rad, mi ia pe tot. Dar deasupra trebuie să fim puțin mai precauți. O să fac un tavan relativ mări cel, de jur în prejur, ca să poți să lucrez de sub, fiindcă deocamdată stratul de jos este safe, este în siguranță, mijlocul este în siguranță, dar susul, pe aici, pe peste tot, se pot spuna gasturi și ca tare trebuie să mă grăbesc foarte, foarte tare să fac acel tavan. Iar cu tavanul făcut sunt în deplină siguranță, nu mai, pot, nu mai trebuie să-mi fac nicio grijă am făcut tavanul destul de lat ca să pot să lucrez de resubt și acum aș putea să mai trântesc aici încă cel puțin un inel sau două o să vreau însă să fac inelele puțin mai estetice și ca atare m-am gândit să le fac din lemnul celălalt pe care le avem aici ah, să-l fac din Dark Oak, deci avem Oak și Dark Oak. avem lemnul acesta interesant. Așa, tânc. Și așa, tânc. Și așa. Și... Hai să ne vedem sus că edita mai drum. Și ce am acum de făcut este foarte, foarte simplu. Acoper acest inel cu Dark Oak încât să fie solid. U. Asta nu mi-a plăcut. nu, oh, mi-a plăcut. Așa. Deci să fie solid. Nu las crăpături din acestea, ci pe peste tot unde am de umplut, umplu, încât, cum ziceam, să fie... Na, să fie, să fie solid, să nu fie cu astfel de crăpături, fiindcă dacă am avea uh, următorul inel, uh, dacă vrem să-l facem de această culoare, aici ar veni... U... Stai să vedem... Ar veni urât. Da? Deci trebuie să vină solid aici în continuare. Am. Și așa o să fac cam pe peste tot. 3, 2, 1 și progres! Avem câte un inel de lemn închis la culoare, acel maro închis și încă un inel de bejulică asta. Deja ne apropiem de stratul exterior al tavanului, și nu aș vrea, cum ziceam, și e foarte, foarte important, aș putea să insist pe chestia asta. Dacă vreți să faceți, și voi această, această fermă, u! Uh, servus, aș putea să insist de 50 de miliarde de ori. E foarte important să ne facem acest, acest tavan mai întâi. Mai ales dacă facem din lemn. Dacă faceți din piatră, mm, mm, mm. Dar dacă e din ceva e inflamabil și foarte foarte slab, ca durabilitate, e foarte important să fie mai întâi tavanul și după aia straturile. Să nu se spuneze gasturi. Acesta. Da. Vreau să insist. Și am insistat. Și nu mai insist. Gata. <laughs> Ați înțeles voi. Bun. Ca atare, va trebui să măresc puțin tavanul, să încerc să îl mai extind. Și. Na. Trebuie. Servus! Halo! Trebuie mărit cât mai mult. Aceste. Așa. Aceste suprafețe vor fi late de 27 în lături late de 27 înălături. Bun, așa. Uh, unde? Aici, de exemplu. Bun. Deci, de la uh, extreme, să zicem, est sud est vest uh, S-Sud, est, est vest Nord, Sud, Est, Vest, uh, deci, Sud-Vestul, Nord-Estul și așa mai departe, nu se pun, dar de la extreme, trebuie să numărăm 27 în direcția aceea. Și... Cam atât de mare va fi platforma. Așa, de îndată ce am extins uh, platforma la 27, cum ziceam, deci acesta teoretic este al 27 lea da? Cum uh, puteți să faceți, dacă nu sunteți siguri, ori numărați coordonatele, ori trântiți un șir de orice pe care puteți să puneți orice, ori număra șirul acesta, ori mai puneți în un strat de lumânări. Și eu zic că cu lumânările se poate număra foarte bine și anume avem 2, deci ăla e 1, da? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, ura! Deci avem 27 fix, da? acum trebuie să le dăm la loc, fiindcă nu ne trebuie absolut deloc, plus că se pot spuna gasturi. Așa. Deci, ne-am asigurat că avem 27. E, de aici devine foarte, foarte, foarte important să fim atenți. Avem, acesta este mijlocul. Am două mijlocuri, fiindcă este număr par, da? Deci, practic, această liniuță de aici este mijlocul. E, cum am făcut inelul interior? Ne aducem aminte foarte simplu, știm că este 6 2 2 1 2 2 6. Da, e simplu fiindcă este în interior. În exterior o să fie mult, mult mai complicat. În primul rând trebuie să mergem 2 3 4 5 6. Avem 6 într-o parte, facem 6-le și în partea cealaltă. 2 3 4 5 6. Deci avem 6 6, da? 12. E, eh, următorul pas este... Acum, comparativ cu interiorul, nu mai numărăm interiorul. Hai să mergem puțin până acolo să ne aducem aminte ca să înțelegem exact despre ce vorbim. Deci noi în, pardon, așa, în interior avem 6, Punem un ajutor în exterior. Deci ajutorul venea în exterior, fiindcă în interior avem nevoie de 2. Ajutorul venea în exterior 2. Ajutorul exterior 2. acum toate ajutoarele mele vor fi în interior. În ce direcție să o fac? Hai să o fac în curge. Deci ajutorul meu nu va mai veni în exterior, fiindcă eu am nevoie de 12-le meu să fie în exterior, da? Ca atare ajutorul meu va veni în interior. Următorul pas este 4. 1. 2, 3, 4, super, am 4, perfect, am nevoie acum de un ajutor, după care 1, halo, 1, mare atenție, deci mare atenție, țin shift-ul apăsat, da, cum am învățat și în filmulețul special de, de curând, de sâmbătă practic, shift-ul apăsat, iar dacă este atât de mare distanța, poate gliceni blocul, cum mi s-a întâmplat mai devreme. Dacă dispare de sub picioarele mele, ăla am fost. Și dacă sunt foarte, foarte rapid și ies să pic de aici, am șansă să arunc o perlă și să supraviețesc. Dar n-am șansă să mor. Bun, deci, următorul strat am zis că e de 3. 1, 2, 3. Un ajutor. După aia iar. 1, 2, 3. Pun un ajutor. După aia am nevoie de 1, 2. Pun un ajutor și am nevoie de 1. Pun un ajutor. Tot timpul ajutoarele în interior. 1, 2. După aia, iarăși 1. Și după aia, iarăși 1, 2. 2. Deci ia să vedem. Am un 4, 2 de 3, un 2, un 1, un 2, un 1, un 2 și acum încep 4 cu de 1. Un 1, al doilea 1, al treilea 1 și al patrulea 1. Și acum, exact cum făceam și în interior, începe de-a-ndoaselea, respectiv acești 4 de 1 sunt mijlocul. Și eu după aia o să încep cu 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4. Exact același lucru îl voi face și aici. Ia să vedem. Deci am un, un... Un... 1, 2, 3, 4. Și acum încep un 2. Așa. Am un 2. Am un 1. Eu, stai că m-am ajutat în exterior. Trebuie să mă ajut în interior. Uh, 1, 2, 3, 4. Bun. Un 2. Și m-am ajutat în interior. Un 1. Eu. Un 1. Ah, nu. Și m-am ajutat în interior. E bine. Un 2. m am ajutat în interior. Încă un 1 în interior. În... Nu! Ah! Hu! Deci, exact despre ce vorbeam mai devreme. Ați văzut cum a dispărut? Dacă facem un mic pas în plus, ăla eram. Hu! Deci, 2, 1, 2, 1, 2. Și acum încep cei doi trei. 1, 2, 3 mă ajută în interior. Și am 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deci ăsta e ajutorul din interior, ăla e în plus. Bun. Așa. Asta am zis că e plus și ăsta e în plus. Deci ăsta e ajutorul. Așa. Ia. 1 2 3. Perfect. 1 2 3. Ajutorul 1 2 3 4 1. Așa, ăsta e ajutorul și acum dacă fac 6 încoace 2 3 4 5 6 Hai să mai fac încă unul Deci ăsta e șasele dincolo, ăsta e șasele dincolo. Aici ar trebui să fiu perfect pe mijloc. Ar trebui și cred că sunt. Ia, dacă mă sui puțin să văd exact mijlocul și mă uit exact la mijlocul de la șasele ăsta. Ia, T ca să am auzul, vedem că mi-a rămas și cruciulița blocată, am aici aceeași lungime ca de la mijlocul cruciuliței aici. Super! Hu și asta a fost... Asta a fost... Uh, doar un sfert. Hmm. Va trebui să fac evident tot cercul. Deci asta am zis că este 7. Nu îmi place. 8. 9. 10, 11, 12. Hiu. Și ăsta este 12 le echivalent cu ăla. Și repet toată povestea asta până am un cerc exterior. Și cam acesta este cercul. Am făcut și o pasarelă la fiecare direcție a roza vânturilor. Am făcut de două ca să fie chiar mijlocul, fiind, cum ziceam, număr par mijlocul de 2 ca atunci când ai o casă și vrei să pui ușa la mijloc. E număr impar pui o ușă, e număr par pui două uși, dacă vrei să fie perfect simetric. M-am urcat aici să ne uităm mai bine, mai sus de atâta n-am cum să mă uit, fiindcă suntem la nivelul 256 și mai mult de atât nu putem să construim. Dar cred că se vede destul de bine de aici. Și... Da, Lung episod, dragilor. Proiect mare, episod de lungi ca de obicei. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper că v-a plăcut. Sper că nu am explicat nici prea mult, dar nici prea puțin cum exact se fac cercurile, fiindcă este, na, Minecraft-ul fiind din blocuri, să faci un cerc este foarte complicat. Cu 6 2 2 1 2 2 6 și așa mai departe sau acolo cu 12 4, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 4 de 1 și tot așa. Dacă vreți să faceți aceste cercuri frumoase cum le-am făcut eu, puteți să o luați după, după, aceste instrucțiuni. Poate puțin cam detaliate, dar am zis ca să înțeleagă toată lumea. Cum ziceam, vă mulțumesc mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu există să apăsați butonul acela de like, m-ar bucura enorm. Dacă v-a plăcut foarte mult, nu uitați să povestiți și prietenilor voștri despre această superbă fermă de gold, că, na, acest lucru va fi și nu numai, va fi mai mult decât o fermă de gold, va fi ceva enorm de mult mai mult decât o fermă de gold. Și asta o să vedem în curând, iar dacă nu sunteți abonați și v-a plăcut și chiar susțineți canalul și pe mine, pe Avgă cel Mic, și vreți să fiți la curent cu mine, apăsați și butonul acela de subscribe. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. O zi bună și numai bine. papa pa!